În primul rând, doamnă, cred că e extrem de important că România, față de celelalte summituri și nu doar cele care s-au desfășurat pe pământ american, mă refer la cel din 2012 de la Chicago, cred că România, sau numele României, mai bine spus, este pronunțat mult mai atent și de mai multe ori față de celelalte întâlniri între aliații NATO și nu cred că este lipsit de importanță faptul că președintele Biden în discursul inaugural de la începutul summitului a vorbit sau a pronunțat România de câteva ori și a evidențiat-o ca fiind una dintre cele 5 state alături de Statele Unite ale Americii care a reușit și a făcut un pachet special pentru apărarea antiaeriană a civililor ucraineni, în definitiv pentru apărarea și pentru apărarea noastră, pentru că acesta este mesajul principal al summitului NATO și acesta este mesajul principal al întregului ajutor pe care România l-a oferit din februarie 2022 Ucrainei sub toate formele sale, că de fapt acest ajutor este pentru securitatea României, este pentru securitatea europeană și este pentru viitorul Europei. Mai mult decât atât, aș remarca aici la prezența la summitul NATO și prezența președintelui Nicolae Ciucă, sigur și a celorlalți membri, dar faptul că este în această delegație, deși nu este nici membru al guvernului, nu este nici membru al, nu este nici ministru de externe, nici ministru apărării, arată în definitiv o importanță sporită față și o recunoaștere față de liderul român, pentru că știm foarte bine că prezența acestora la summit, construirea delegațiilor s-a făcut în primul rând cu acceptul partenerilor americani și a celor care țin de secretariatul general al NATO. Aș mai spune că această susținere solidară și mesajul președintelui Iohannis, această susținere solidară a Ucrainei, este unul complementar cu poziția partenerilor NATO și de asemenea trebuie spus că președintele Iohannis a pledat și cauza Republicii Moldova, pentru că pe lângă șefii, cei 32 de șefi de stat sau de guvern, și mă refer aici la cei care constituie membrii NATO, știți foarte bine că s-au mai aflat și președintele Ucrainei și președintele Republicii și ministrul de externe a Republicii Moldova. Și această susținere a acestor state în fața amenințărilor hibride din partea Rusiei creează un angajament ferm al României pentru aceste state, state riverane, state care au graniță comună cu România și mai mult decât atât trebuie să înțelegem că Rusia reprezintă o amenințare pentru securitatea colectivă a Europei și securitatea costă. Pentru a avea garanții de securitate trebuie să investim în dotarea armatei. România a fost prima țară care a realizat acest angajament încă din 2018 și creștem acest procent de participare la bugetul Alianței la 2,5% din produsul intern brut.